Președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că va candida la alegerile pentru Parlamentul European de anul acesta. Dacă va fi ales, el își va părăsi funcția la jumătatea lunii iulie. Consiliul European are timp să găsească astfel și să numească un succesor până la începutul lunii iulie. Charles Michel, în vârstă de 48 de ani, este fost prim-ministru al Belgiei și ocupă de la sfârșitul lui 2019 funcția de șef al Consiliului European, grupul de lideri de guvern în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. El va fi primul pe lista a partidului său din Belgia de Centru-Dreapta, Mișcarea Reformatoare.